deșteptarea. Carla Dreams în studioul Deșteptarea, bună dimineața! Bună, bună! Bună dimineața! Bine ați venit la Europa FM, ce faceți? Bine v-am găsit, mersi pentru invitație. Ai văzut că s-au machiat mai light așa de dimineață? Da, 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 trebuie să spunem că la radio, dacă au venit la radio și nu ne vedem, sunt nemachiați practic. Da, adică ce, noi știm cum arată. Păi toți știu. Nu e adevărat, știi. Eu n-am vrut să mă uit, deci am refuzat să mă uit. Eu nu știu cine sunteți. Hai să spunem așa. Ia. Fotografiile sunt calitative, e interesant, un pic ilegal, călduț, dar totuși pe alături. Călduț, călduț, da. Nu, băi, nu, câtă nu. Ceață în toată declarația asta, pe cuvânt. Da. Deci, de fapt, au fotografiat o sosie. Da, 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 da. Le-ați întins o plasă. Da. Acum, dacă tot am deschis cu subiectul ăsta, le-ați întins o plasă fotografiilor din Rusia? Nu, 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 foarte pe aproape. Foarte pe aproape. Foarte, da, pe aproape. De, da, fapt, au pozat șoferul de taxi și asta a fost. Și acum e celebru în Rusia. Da, moa, ce tare! Îl opresc fanele, are succes la fete și chestii de, da, genul. Bine, dar era inevitabil. Adică știați că o să se întâmple asta. La un moment dat cineva o să vă pândească în cele din urmă. Da, fără dubii. Niște poze și... Fără dubii, important e că nu avem... Riverul încă noi. Adică primele patru cărți pe masă, dar... Aha, am înțeles. Dar nu asta este esența. Noi vrem să transmitem foarte clar un mesaj. Dacă a început cu You Can't Catch Me, aha, după asta s-a transformat în Catch Me If You Can, da, păi acum trebuie să transforme în You Don't Need To Do This. Aha. Pentru că... Aha. There's no point. Da, ați simțit vreun soi de răutate așa în demersul ăla sau îl considerați o chestie normală? Consider că orice, da, oriunde în lume, sunt două părți la orice monedă. Deci în jurnalism este și partea întunecată. Așa că noi, dar în general foarte bine, foarte profi. Nu doar partea asta, dar în general și oamenii de radio de acolo și atitudine și tot, tot, tot. Uh-huh. Da, a fost foarte cald și foarte plăcut și le mulțumim pentru asta. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.